Acum, da, un lucru care vin așa, că spunea, iar cum a primit teatru, deci, și într-adevăr, era o departament unde erau și localiile de vechi, deci, noile apariții au început cu volumul 5, astea erau apariții de volumul 4, în anii 40, 5, 6, 7, care normal vrea să ajungă la profit și pe minune a ajuns în număr mai mare sau mai mic, până la locul 3, că era nelegal cu copertă obișnuită și cea care le vedea era doamna Plăcasă, dar numai după ce se credința ea că ești, în fine, trecuse și oarecare probă, să zic, de realitate și de, nu știu de ce. Și ea atunci se ducea și scotea și era ca o mare preț, era plecai fericit, cu adevărat fericit, fiindcă și nu aveai unde să le ai, pentru că gestul era un gest de mare dragoste și, bineînțeles, că totdeauna de avem fiecare genere pe toate până în zilele acestea dedicațiile părintele, care erau foarte esențiale. Esența, așa erau puternice, scurte și puternice și se vedea că nu era nimic de complezență în el. Dacă spunea dragoste sau cu nădejde, simțeai acolo multă nădejde sau multă dragoste pusă. E, pe de altă parte, iarăși, anul ăsta, cum vă spun, datorită aici, e un merit, într-adevăr, al prea fericitului, că dragostea care are pentru părintele e una fidelă, veche și foarte puternică și a făcut cât a putut ca să țină în atenție, să spunem. De la început, a fost cel care a dat numele facultății, când era metropolina Moldova, facultății de la Iași, Dumitru Stenioade și facultatea de acolo nu avea nimic în principiu, dar era și nouă, dar vechile facultăți nu s-au grăbit, nu și-au propus, n-au vrut să se gândească la aceasta. Și în continuare el a făcut foarte multe lucruri, printre care și organizarea acestui an la un nivel foarte înalt. A fost congresul acesta și a fost primitor, într-adevăr, de văzut oameni venind din diverse zone ale teologiei ortodoxe sau chiar și din afara lor. Câte serioase lucruri se fac acum în legătură cu prensa stângloai și cum, într-adevăr, se descoperă în el, așa cum el a făcut exegeză și a teologisit, a legătură cu operele Sfinților Părinți, așa din acum alții care în opera lui găsesc o sursă la fel de bogată și, bineînțeles, că datorită filtrării tradiției, prin tradiție mai curată, să zic, sursele de de nuanțe și de culori ale vorbirii cu și despre Dumnezeu. Și e uimitor, citind diverse amintiri, să vezi cât de multă lume a trecut prin acea chei. Noi ne-am întâlnit pe unul, pe altul, ocazional, se întâmpla să ne înfricișesc oameni foarte mulți, dar acum văd că au fost imens de mulți și cred că asta era. E uimitor într-un fel, cum poate să iradieze un loc șoc, așa, era chiar o chirie, știți? Adică, cum citim noi, baterii, că se duceau la Ava Antonie, la Ava Atanasie, se duceau la Ava Pavel, Centros, se ducea lumea și locul acela sărac și pustiu, așa, iradia, încălzea o lume întreagă până astăzi. Așa era și acolo. În acele vremuri, totuși, nu se citea nicăieri despre, nu se spunea nicăieri despre el, chiar cum spunea părintele aici, la această facultate, nu era incomodat. De ce
putem să ne întrebăm acum, poate vreau, dar incomoda în fel și chip, cum acolo totuși lumea mergea să afle ceva, să-L afle pe Dumnezeu și să afle Dumnezeu prin oamenii lui Dumnezeu și eu am făcut lumea Dumnezeu și cred că era bucuros, adică de, cum spuneam și de prezență. Și mai ales de prezență tinere, pentru că vedeam asta o nădejde a persistenței bisericii într-o vreme când se gândea lumea că biserica va dispărea, că totul este spre împrăcinare și spre dispariție. Or, sigur că noi toți aveam puțin acea încărcare a convertitului, chiar dacă n-am fost atât de atei, să zicem, ca și Costea, eram însă destul de indiferent, destul de absent, eram potențat, dar asta nu era asumat. Și până la urmă, toți, dincolo de, ne-am aprins așa, la Ioan Alexandru și ne-am format serios la Părintele Stăriloae, care îi zică că nu mai fost. Aici ne-am format o structură ortodoxă care să nu fie ideologică. E foarte important. Foarte mulți defilează prin lumea bisericii a credinței cu creștinism ideologic, format din idei, cum să vă spun eu, formulate așa și înghețate. Păi aici am învățat, n-am deprins, am văzut cum se face, să respiri teologic. Să viața să-ți fie teologie. Sigur că acolo lângă ne schimbam cât curtam mai departe, mai mult și mai puțin, dar asta era în urmă lecția, să fii acasă în credința ta. Să nu-ți fie o armură exterioară, ci una interioară. Are o formulare extraordinară care, nu știu, poate pare, zice, trupul este interior Duhului. Asta e o chestie genială. Toată lumea zice că, nu, că spun că trupul e pușca, nu trebuie. E chiar, și Sfântul Pavel spune, că este templul al Duhului Sfânt. Fără să mergi atât, dați o vedere, trupul este interior spiritului. Și totodată ce capătă trup. Înconjura și lucru care e vizibil, dar în bună schimbare la față. Trupul devine interior. Acum că mi-am adus aminte, dar sunt multe lucruri din astea extraordinare, teologic extraordinare la Mântuitorul. Nu e că a făcut opera imensă și așa, le-am aici undeva, dar acum nu e moment. Or, cred că, de altfel, acum că s-a cărtat pe Sfântul Dumitru. Eram de Sfântul Dumitru acolo. Nu era Sfântul Dumitru care noi să nu trecem pe acolo. Că treceam în ajung câteodată chiar de Sfântul Dumitru, vine pentru că eram mulți, de multe ori, și aveam tot această delicatețe, când se umplea prea mult încăperea, lăsam locul altul, așa, altul. Eram așa, locul era strâng și încăpător în același timp. Și țin minte asta cum mergeam, și aveam așa o îngrijorare și o atenție. Ce se întâmplă cu biserica noastră? Ce se întâmplă pe deal la patriarhie? Ce se întâmplă în popor? Și lucrul ăsta, un fel de barometru, îl vedeam noi în ceea ce se întâmpla de Sfântul Dumitru pe dealul patriarhie. Era mai multă lume, mai puțină, mai rătătoare, mai nerătătoare. Și mai apreciam cu urmă văzând pastorală. Erau mai multe cuvinte pentru stăpânire, mai puține, uite că s-a îndrăznit mai mult, uite că e o slăbiciune mai mare. Și toate lucrurile astea le priveam fără teamă, adică nu eram, era un loc atât de firesc lucrurile erau și conștient de ceea ce se întâmplă și lucrurile erau tot mai grave, erau tot mai grave. Sigur că fusesele mai grave când eram noi copii și înainte, poate, dar acum erau tot mai grave față de când ne-am format noi. Ne-am format majoritatea într-un timp mai deschis, mai permisiv. Acum lucrurile deveneau tot până afară. N-aveai lumină, n-aveai căldură, de depășeai acolo.
acolo le depășeai. Le vedeai, le spuneai, dar și pentru că după ce lucrurile astea nu erau absente, nu era părinte un absent. Sunt oameni, am văzut oameni foarte mari care sunt puțin răpiți absenți, doar Alexandru de pildă. Era greu să comunici cu el așa, umenește, să zicem. El tot timpul era profetul care simțea nevoia să vestească spusa lui Dumnezeu și să mustrea Dumnezeu și așa. Și să iubească iubire din asta complet nebună, să spunem. În sensul... Aici nu. La început erai în jurul mers, în jurul vechi. Ce faci? Ce mai faci? Ce cazuri mai ai? Ce bucurii mai ai? Și noi le aveam, iar stăteam din ieșă, dar noi veneam de afară și aduceam și de putințele și bucuriile și aveam familie și aveam servicii și aveam prieteni și aveam tot felul. Citeam cu ce veneam și spuneam, învățam acolo în mod simplu, nu cu mari, cum să zic eu, tulburări psihologice. Simplu, în jurul părintelui, nu? Era părinte și bunic și părinte și prieten cu Funahoria, ne era de toate. Și după aia, după aceste, era decolare. Decolam, pe cine trebuie, totdeauna ce făceam în momentul ăla era lucrul cel mai important. Și simțea nevoia să spunem înainte să apară ca cartea despre întâlnirea lui cu Sfântul respectiv și cu Hristosul, înțeles. Trebuia să ne spună ce face, cum face, cum trece și să ajungem până la urmă de la a fi în jurul lui o familie, copii, prieteni, în jurul vechiului Hristos. Să ajunge să fie chiar Hristos și devenea și El alături de noi în fel de copii la Dumnezeu și împreună ne bucuram. Și plecai o inimă sălătână. Asta e, adică bucuria lui, liniștea lui, pacea lui, felul lui de a vedea lumea, profunzimea lui, erau o lipsitoare. Nu... Fiecare vezi cunoscut oameni mari, să zicem, dar sunt oameni care te duci, te uimești, vezi ceva foarte bine, dar când pleci, vezi tot. Cum să vă spun eu? Tot așa, tu nu. De aici plecai, cumva, cum pleci de la pași cu lumânarea aprinsă, cât te ținea, când te ținea, veneau alte culturări, bătea vântul, se termina fitilul și ți se mai stingea. Și iară te duce. Dar când plecai de acolo, cred că dacă n-ar fi primit cineva, toți eram luminați. Și pentru timp și luminoși. Nu era singurul părintele ăsta Mihai, dar totuși mie mi se pare că e ceva care e de neîntâlnit. La fiecare are măreția lui, personalitatea lui și noi am avut bucuria, nu știu astăzi, dacă să avem o pleiadă de părinți extraordinari, formați majoritatea lor în perioada interbelică, formă rafinată, să zicem, de dificultățile vieții acesteia de atacuri împotriva bisericii, mari, bunici, mănăstiri și în oraș. S-au scris, deci așa cum era un dicționar sau ce era, un lexicon cu părinții care au trecut prin Isori. Sunt nenumărați, minunați, extraordinari. Noi am avut studiat de niște vârfuri și cine vrea să-i cunoască, cunoaște, poate să-i cunoască în bună parte în această carte minunată, un mare duhovnic și el, un mare părinte al lui Ioan Chebanan, convorbit duhovnice. Sunt convorbit cu oameni care au fost în timpul urmă și despre care noi acum suntem chemați să dăm mărturie. Și este, uitați, citit de mărturie care extraordinar, care s-a dat la congres. E un părinte mare, Antoan Costa de Bărăgar, care a stat cu părintele o săptămână la
Cernica, al Convorbit, aici o carte minunată, vă recomand, e și foarte profundă și foarte umană. Stăteau serii și mergeau, tocmai vedeau și pe rante preliniuri și lac era acolo și niște era acolo și curajul era acolo și greu era acolo și el venise din Occident că simțise că aici e ceva care nu trebuia. Și a venit acolo, a bătut drumul ca să facă procesul de doctorat. Și s-au retras în spatele locului. Și așa trebuie să te rog pe e ceva care nu trebuie ratat, o întâlnire care nu trebuie ratat. Și se poate. Sigur că nu pentru toată lumea, sigur, unii vor, astăzi nu poți să o folosești nicio lucrare, de, nu poți să faci o lucrare serioasă în domeniul istoriciei, fără să te duci și în grădina asta de vreme. Dar pentru altul poate te veni mai mult decât atât. Poate, de fapt, este asta. Am cantat, el și-a chiar o comunicare foarte densă și foarte serioasă, în faptul că eu ce se întâmplă chiar și când sunt oameni cu obicești, nu le renunță la vigoare. Și întrebarea lui, așa încheia, Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Și mi s-a părut frumos că a dat-o ieri, că dacă am dat-o noi, niște ce-am fi bănuiți, dar trebuie să o dăm și noi. După cum la Parastasul care s-a făcut la Cernica și unde prea fericitul, ceea ce nu face chiar foarte des. Dar aici a venit și a sfârșit o slujbă de pomenire. A sfârșit-o ca orice preot care sfârșit o slujbă de pomenire. Și a încheiat cuvântul tot cu vorbind despre Părintele Dumitru. Eu de la, am spus asta dacă amintirea mea așa a mers și așa am mărturisit-o, că venisem aici la o lecție de doctorat. Am făcut o tine din sală trei cursuri de doctorat, sus era o sală așa în tine poate, o masă lungă, sală de lectură. Și la un moment dat n-a venit aici și Părintele, eu mă văd la alt, minunat, cu trei văzuri, oameni în mare, rafinamentul cognicesc, preot de mic, la Sibiu. Unul, atunci era aici spiritual. Spiritual era pedagog, care se uită să se curte studenții la timp, să nu trece fără bilet. Era un fel de internat ca zonă aici atunci. Să mă duce să stea cu mintea la mână. Era cel cu disciplină. Și a venit și eram acolo, că ți eram 10-12, niște preoți, eram străin, așa, nu am dat nimic. M-a întrebat, a, ce ești în tineri, nu? Și atunci zice, grecii, ce zic că sunt trei teologi, Sfântul Ioan teolog, Gori teolog, Sfântul Simeon teolog, mai spune că sunt altă. Eu cred că de la mult, hai să spun că de la mult. Și asta mi-a plăcut mult. Odată că arăta generozitatea asta care e minunată într-o anumită cu adevărat mare. La oameni mici apare invidia și caută, chiar dacă nu poate să o exprime în gura mare, caută notul de patru, știți? E, dar când ești mare și când știi să te așezi la locul tău și te bucuri că altul e mai mare ca tine, e recunosc. Dar spun lucrul acesta în mâna cu părintele, e mă întotdeauna și eu cam ținut și cred că e un cuvânt viral și întemeiat, după cum și încheierea părintele Marc Antoan, cred că e o încheiere pentru orice referire la Părintele Stănivare și că va fi sau nu va fi și când va fi, asta nu e atât de important. Deja noi l-am văzut grăbit în Biserica de la Politehnică. Deja la Viena am văzut acum un perete frumos, nu e chiar în biserică, duce spre subsolul unde sunt toate numele, nu toate, cu bună parte din numele care fac, sunt semințe care, prin care se rădăcinează Biserica. Și Părintele Valeriu acolo, și Părintele Priopa, și Părintele Paisie, și Sărbici Daici, Sărbici și așa.
Da, noi toți știm că am stat în prea rămân. Nu facem acuz, dar asta e mărturia mea. Și nu e important să mărturisim, iar restul e important, dar nu e atât de important. De ce eram foarte bucuros că în biserica noastră nu avea prea multe camionize. Eram special din asta, asta nu însemna că n-aveți ființe. Mai mult. Aici are respirație a bisericii. Biserica, vedeți, chiar când noi vedem slăbiciuni în poate în instituție, în ierarhie, în ierarhie, în preos, nu știu ce, trebuie să avem această conștiință că biserica lucrează până la urmă și în cele din urmă și se creează totul prin Duhul Sfânt. Și când biserica noastră a făcut sărbătoarea tuturor sfinților români, acolo e creierul dincolo de sfinții care avem și care sunt tot mai mulți și se lungește și cu comedia lor, dar dincolo acolo e creierul a tuturor, la toți sfinții români. Și asta crezi în mentul care a fi altfel de astăzi, dar inclusiv Părintele Stăminoi, inclusiv Părintele Stăminoi, inclusiv Părintele Ian, fiind nenumărați, sunt întâmplat la un alt tip de existență încetată în lume și în noi înșine până la urmă. Nu fiu o existență atât de tulbură, noi nu știu ce mai liberă și mai bună, tot ce mai bună.